când am plecat de acasă, tatăl meu mi-a spus așa: băiete, să fii bun. Băiete, să fii cel mai bun. I-am spus: da, tată. Băiete, să nu ne faci de râs în sat. Da, tată. Bineînțeles că eu răspundeam mecanic, pentru că gândul meu era la ceea ce urma. Apoi tatăl meu mi-a spus așa: băiete, să fii primul. Da, tată, am să fiu primul peste tot. Am plecat la liceu la Târgu Neamț. Am început liceu, dar nu îmi plăcea buchea cărții. Nu îmi plăcea să învăț. Tot timpul căutam în afara zonei mele de confort. Tot timpul căutam să fac alte lucruri. Îmi plăceau lucrurile care nu țineau de școală. Mă duceam la toate cercurile. Mă duceam la cor, la automobilism, la karting. Mă duceam la handbal, la toate sporturile. La un moment dat a venit în sala noastră de sport un antrenor de judo. Și acel antrenor ne-a așezat pe toți pe o linie și ne-a măsurat ca și cum eram niște cai. S-a uitat la noi și a spus așa: tu fă un pas în față, fă un pas în față, fă un pas în față. Și mie mi-a spus să fac un pas în față. Și mi-a zis: uite, voi puteți să faceți judo. Am zis: da, fac judo. Am crezut că judo-ul este despre bătaie. Și am zis că eu voi fi puternic și am să mă bat și am să câștig toate luptele. Ei, n-a fost despre bătaie. Judo-ul este despre viață. Judo-ul este despre cunoaștere. Judo-ul este despre autocunoaștere. Judo-ul este despre puterea de a dăinui. Cred că acesta a fost primul meu noroc în viață. M-a ajutat să fac lucruri sănătoase pe termen lung. Am plecat de la liceu, am venit la facultate și de asemenea la facultate, tot așa, nu îmi plăcea să învăț ceea ce era de învățat la facultate. La sfârșitul facultății, profesorul meu de an a spus așa: băi, eu te-am citit pe tine. Tu n-ai făcut facultate decât să iei notă de trecere. Așa a fost. Am făcut facultate să iau notă de trecere. După ce am făcut facultatea, am lucrat undeva ca sportiv de performanță, mi s-a oferit un loc privilegiat. Lucram la universitate și nici nu munceam prea mult, dar mă plictiseam nespus de mult. În cele 8 ore eu mă plictiseam. Atunci mi-a venit ideea să fac afaceri. Mi-a venit ideea să pornesc ceva în afara orelor de program. Ulterior am aflat că milionul de dolari se face după orele de program. Așa a și fost. Deci am pornit de la o mașină, de la propria mașină, apoi am mai cumpărat mașini, am ajuns la 18 mașini. La un moment dat, n-am mai reușit să cresc numărul de mașini. De ce? Pentru că îmi atinsesem limita de competență. Am adunat toți taximetriștii și le-am spus: cine vine cu o afacere, cu o idee de afacere, primește mașina. Bineînțeles că a doua zi, toți taximetriștii au venit cu idei de afaceri. Printre cei care au venit cu idei de afacere, a fost și unul care a spus așa: hai să facem piese auto. Așa am ajuns să fac primele piese auto. Am pus bazele primei fabrici de piese auto. Am avut norocul că am lucrat cu Dacia Renault. La acea vreme am învățat de la Dacia Renault. Apoi am prins curaj, am început să fac multe lucruri în diferite domenii. Am avut la un moment dat curajul să investesc în vreo 40 de firme. Aveam o încrengătură de firme. Devenisem cumva victima propriei creații. De dimineață și până seara eu munceam. Aveam un copac de firme.
dar era un copac gol. Întâmplarea fericită face că în acea perioadă una dintre cele două fiice ale mele, am două fete gemene, una dintre cele două fiice ale mele s-a măritat și a adus în familie pe ginerile care tocmai terminase o facultate la una dintre cele mai puternice facultăți din lume. M-am bucurat mult că vine un ajutor. Am zis, dacă e greu, să vină ginerile. Bineînțeles că eu am crezut că ginerile meu este un băiat ascultător. Dar ginerile meu n-a ascultat deloc. Se ducea pe acolo pe unde nu vreau să se ducă. Și seara venea, uite tată, aici nu-i bine, aici nu-i bine, aici nu-i bine. Eu i-am zis, bine, stai acolo liniștit. După vreo două luni, iar a venit ginerile la mine și a spus, uite, aici nu-i bine, aici nu-i bine. Am spus, bine, stai liniștit. Numai noi spuneam, lasă-mă în pace. După vreo trei luni de zile spune, uite tată, pe mine nu mă crezi, nicio problemă. Îți aduc cel mai bun consultant pe care eu consider că poți să-l ai. Lucrează la a doua firmă de logistică din lume. A fost 20 de ani în bordul acestei firme. Și am zis, să vină consultantul. Când a venit consultantul, era un tip jovial de treabă, râdea tot timpul, parcă se juca în timp ce muncea. Mi-a plăcut foarte mult de el. A spus, vreau să vorbesc cu staful financiar. Am zis, bine, uitați staful financiar. Trecând pe hol după vreo 4 ore, îl văd pe hol și îmi face semn să vin și zice, eu am venit la tine, dar să știi că eu nu pierd vremea. Dacă vrei, te mângâi pe cap sau dacă vrei, îți fac consultanță. Am zis așa, eu vreau consultanță. Dacă vrei consultanță, atunci ne apucăm de treabă. Și am zis, da, ne apucăm de treabă. Păi, atunci hai să discut cu toată familia ta. Am zis, dar ce treabă are familia cu consultanța? El mă întreabă, e afacere de familie? Da. Păi atunci discutăm cu familia. Am vorbit cu fetele, am vorbit cu soția, ne-am adunat în sala de consiliu, a venit și ginerile. Când am intrat în sala de consiliu, era o tablă mare, imensă, acolo, cu zeci de cifre. Am cercuit 3 cifre. 1, 2, 3. Cifrele respective tindeau la 0. Și a zis așa, uite, aici n-aveți bani, aici n-aveți bani, aici n-aveți bani. Iar eu i-am spus, păi avem firme, avem mijloace fixe, avem de toate. La care el s-a enervat și a spus așa, uite, n-aveți bani deloc, n-aveți bani deloc. Bineînțeles, mult mai amplu decât mine a făcut. M-am uitat la fiica mea, fiica mea râdea cu gura până la urechi. Nu venea să cred. În gândul meu, cred că ea zice că în sfârșit tatăl meu și-a găsit nașul. Cealaltă fiică nu știa ce să spună. Cu sufletul probabil m-ar fi sprijinit, dar cu rațiunea nu, pentru că ea era specialist în activitate financiară. Era exact ceea ce era acel consultant. I-a dat dreptate. Soția mea se uita la mine și se bucura la maxim. De ce? Soția mea tot îmi spunea, Ioan, hai să ne oprim, hai să ne oprim, hai să ne oprim. Eu, nu, mergem înainte, mergem înainte. Ei, acum se gândea că în sfârșit a venit cineva care să-mi spună să mă opresc. A plecat consultantul. Timp de câteva zile, eu n-am mai făcut nimic. M-am gândit la ceea ce am vorbit cu acest consultant. Am făcut o evaluare a tot ce am făcut până atunci. Am ajuns la concluzia că are dreptate acest consultant. Mi-am adunat echipa.
Am discutat, am analizat și am căutat soluții. Era necesar să tai de la rădăcină niște afaceri în care pusesem suflet. Din cele 48 de afaceri, am ales doar 3. Bineînțeles că am avut și mare noroc în această perioadă. În această perioadă l-am cunoscut pe Confucius. Acest mare om a spus așa: fă ceea ce îți place cu adevărat și nu vei mai munci nicio zi din viața ta. Fă ceea ce îți place cu adevărat și nu vei mai munci nicio zi din viața ta. Așadar, am zis așa: să fac ceea ce îmi place. Am ales 3 domenii. Am ales și 3 oameni. Din echipa pe care o aveam, am ales 3 oameni. De unde credeți? Din familie. Am ales pe unul care se răzvrătea tot timpul împotriva mea și nu-i plăcea. L-am dat de 3 ori afară. A venit cineva și m-a rugat: primește-l pentru ultima dată. Ei, acel om a devenit managerul unei firme care în acest moment depășește 100 de milioane de dolari pe an, după ce l-am dat de 3 ori afară. Da. Luasem pe cineva tot așa din familie, l-am luat de la 14 ani și l-am mutat pentru că era greu și l-am mutat dintr-un loc în altul. L-am rugat să facă facultate, să învețe, să crească, să crească. Ei, acel om acum este managerul unei firme care are rată de creștere de peste 15% pe an. Este un manager de mare, mare calitate. Și bineînțeles, l-am ales și pe ginerile meu care m-a părât la acel consultant. Cu acești 3 oameni am pornit la drum. N-a fost ușor, pentru că în această perioadă eu am privit în urmă și am căutat soluții pentru a mă elibera de povară. Mi-am dat seama că nu eram cumpătat deloc. Când m-am uitat prin casă, aveam foarte multe ceasuri. Le-am strâns pe toate și le-am pus într-o farfurie. Aveam o farfurie plină cu ceasuri. Le-am pus în seif și sunt și astăzi acolo. M-am întrebat atunci: ce-o fi fost în capul meu de am dat 10.000 de euro pe niște ceasuri care îmi arătau ora? M-am uitat și în curte. Aveam o mașină de 5.000 de centimetri cubi. Când mă duceam la stația de benzină să fac plinul, mi se golea contul. Am vândut și această mașină. Am căutat apoi în firme. Am văzut unde se scurg banii. Încet, încet am căutat să fiu cumpătat în toate aspectele vieții. Nu a fost ușor, pentru că a fost necesar să mă detașez de niște lucruri de care mă atașasem. Îmi plăcea să mi se pună covorul. Îmi plăcea să mi se ridice o sanale. Așa eram atunci. Între timp am înțeles că astea nu valorează nimic. Cel mai mult valorează esența noastră, sufletul. Dacă ai suflet puternic, reușești. Noi suntem veniți pe pământ cu scopul de a avea sufletul puternic și biruitor. Cu cât dăruim mai mult, cu atât primim mai mult. Noi suntem veniți pe pământ ca să dăruim. Am fost atent la ceea ce învățasem de la Confucius. Să fac în așa fel încât pasiunea mea să devină munca mea. Într-o zi a venit cineva la mine și mi-a spus: Ioan, văd că ai oameni care au ajuns manageri la firme transnaționale.
Ai oameni care au făcut afaceri, ai oameni care au intrat în politică și au reușit, ai oameni care conduc firmele foarte bine. De ce nu scrii niște cărți? Eu le-am spus, nu știu să scriu cărți. Dar el zice, păi nu trebuie să compui nimic, tu trebuie să spui ce ai făcut în fabricile tale. Trebuie să spui ce ai făcut în viața ta. De 10 ani scriu cărți. Până acum am scris 4 cărți de dezvoltare umană. Sunt mulțumit de ce am făcut, dar este la început. De ce? Pentru că puțin înțeleg ceea ce vreau să spun. De ce înțeleg puțin? Mulți se duc în latura mentală a vieții. Mintea nu are putere. Sufletul este cel care determină viața. Dacă noi ne întărim în corp, în spirit și în trup, atunci putem fi puternici. Cele mai multe curente de dezvoltare umană se referă la minte. Mintea generează doar 2% din puterea noastră. Așadar, dacă muncim doar la nivelul minții, la nivelul șabloanelor, nu ne dăm șansa să reușim. Pornind de la rezultatele pe care le-am făcut, le-am generat, pornind de la ceea ce am experimentat de-a lungul vieții, am generat un model de viață care să ne conducă la succes. La succes sigur și cu cea mai mare viteză. Când am văzut că am succes pe această direcție, am creat și o academie. O academie de dezvoltare umană. Acum sunt în cursul facilitării unor programe de viață care să ne conducă la succes. Pe diferite domenii de viață. Este important să aplicăm anumite principii. Acum poate mulți dintre dumneavoastră vă întrebați, cu ce să începem? Începem cu o pauză. Ne oprim. Ne oprim pentru câteva zile și ne gândim așa. Cum vreau să fiu anul următor? Cum vreau să fiu peste 3 ani? Cum vreau să fiu peste 5 ani? Cum vreau să fiu peste 20 de ani? Peste 30 de ani? Este important ce lăsăm pe acest pământ. Nu suntem veniți pe pământ să facem figurație. Suntem veniți pe pământ să dăinuim. Văd în sală mulți oameni care au o lumină aparte. Nu întâmplător sunteți aici. Nu întâmplător ne urmăriți din online. Dumneavoastră, cei care sunteți aici, ați venit să vă puneți în valoare puterea, să vă puneți în valoare lumina. Am avut și perioade grele. De fiecare dată când îmi era greu, mă gândeam la ceea ce spunea Napoleon. La un moment dat, era la Waterloo. Și acolo, la Waterloo, Napoleon simțea că pierde lupta. Când a văzut că pierde lupta, și-a adunat soldații în careu și a spus așa, în ranița voastră se află bastonul de mareșal. De fiecare dată când eram în criză, mă gândeam la acest citat. De fiecare dată găseam soluții, pentru că acest îndemn mă făcea să cred în mine. Mă făcea să mă ridic la nivelul la care sunt. Cei mai mulți suntem afectați de lipsă de stimă de sine. Nu avem stimă de sine. A venit momentul să ne luăm puterea înapoi. Dacă ne dăm putere, atunci această putere ne ajută să dăinuim. Acum vine momentul să o luăm de la capăt. De ce zic asta? Majoritatea la începutul vieții nu știm ce vrem să facem. Așa eram și eu. Luăm o pauză, vedem ceea ce vrem să facem și apoi pornim la drum.
vom porni la drum, iar dacă întâmpinăm greutăți, ne gândim la Napoleon. Ne gândim la Napoleon și spunem așa, în hranița mea se află bastonul de mareșal. Vă urez să fiți mareșale de mâine. Doamne ajută! Domnule Căsătaru, mulțumim pentru aceste gânduri minunate. I-ați felicitat pe cei care sunt prezenți astăzi și pe cei care ne urmăresc online. Deja au făcut primul pas, nu? Către da. Un viitor mai bun. Exact. Deci, începem cu o pauză și apoi pornim la drum. După ce am ales calea dreaptă. Pentru fiecare există o cale. Dacă știm să o alegem, drumul nostru va fi mai bun, mai ușor și împlinitor. Mulțumim, vă așteptăm mai târziu.